Sănătate și bine revenit printre maturii cripto la una, o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Săptămâna 5 a procesului FTX începe cu Sam Bankman Freight reluând tribuna pentru un interogatoriu intens. Începând de azi în Statele Unite e posibil să apară o mare prăbușire a acțiunilor între 10 și 20% Babylon Crash, ce va duce la închiderea tranzacțiilor. Avalanche, un proiect de strângere de fonduri făcut pe Avalanche, a decis să înceteze parteneriatul cu Stars Arena după o analiză a evenimentelor recente. Exploratorul blockchain-ului Avalanche se va închide pe măsură ce taxele Etherscan stârnesc controverse. Analiza prețului pentru SPX, DXY, Bitcoin, Ethereum, BNB, SRP, Solana, ADA, Doge și Ton. Misiunea Fincen este de a proteja sistemul financiar de utilizare ilicită, de a combate spălarea banilor și de a promova securitatea națională, iar acum e folosită pentru a face ilegală utilizarea instrumentelor de confidențialitate pentru Bitcoin. Cât de mult va valora un Bitcoin după aprobarea ETF-ului BlackRock? Valkyrie și actualizează spotul Bitcoin ETF, așa cum a făcut-o recent BlackRock, ARK și Vanek, fiind o dovadă suplimentară a mișcării ce se întâmplă în culise. CME devine a doua cea mai mare bursă Futures Bitcoin pe măsură ce dobânda deschisă crește. Legendarul investitor Stanley Druckenmiller declară că nu dețin niciun Bitcoin să fiu sincer, dar ar trebui să dețin. Marele analist Jim Cramer prezice o scădere a prețului Bitcoin. Rețeaua comercială XDC oferă tranzacții revoluționare de finanțare comercială cu conversie electronică a conosamentului, bill of land și furnizare de capital. XRP se așteaptă să-și depășească maximul istoric, țintind la 7 dolari, iar banelele se pregătesc pentru o nouă prevânzare a alcoolului AI Incubeta. Ebury, deținut de Santander, un utilizator Ripple, a primit undă verde pentru a cumpăra grupul brazilian Bex. Tranglo, un partener strategic Ripple, a anunțat o colaborare semnificativă cu Al Ansari Exchange, cea mai mare companie de remitențe personale și de schimb valutar din Emiratele Arabe Unite. Ultimul snapshot a Uphold pentru armata XRP ce va determina clasamentul final va avea loc azi. Comunitatea Flair ne spune că nu există niciun motiv să ne arde monedele XRP pentru moneda XAH până când nu există un motiv pentru a arde XRP-ul deținut ca să obținem XAH. Ripple împreună cu banca Fubon au un nou program pilot ipotetic EHKD pentru explorarea creditării și a decontărilor de capitaluri proprii cu CBDC. Nu știu cât de reală e știrea, dar se pare că cei de la Cupa Mondială FIFA au mintat peste 768.000 de NFT-uri pe legerul XRP. XRP ar putea ajunge la 10.000 de dolari datorită rolului său în CBDC, confirmă experții. Un alt glitch al prețului XRP a apărut pe Binance și a adus moneda la 5 milioane de dolari bucata. Cam atât în această ediție, toate susele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube, nu uita te rog că nu sunt consultat financiar, iar ce spun o trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe, în rest toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.